Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit acum la început de februarie, la sfârșit de săptămână și un start nou în emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți și să știți că așa ne-au trecut și zilele, săptămânile, lunile și chiar anii, pentru că ne apropiem cu pași grăbiți de aniversarea celor 3 ani de când ne-ați primit cu drag în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, în amintirile dumneavoastră și, de ce nu, în învățămintele dumneavoastră. Am avut de învățat unii de la alții, fapt pentru care vă mulțumesc că suntem împreună. Dragii mei, vom bate țara astăzi în lung și în lat. Sper să avem o emisiune interesantă, pentru că vrem să ne întrebăm cum și să aflăm și răspunsul. Cum a fost mai bine? Atunci sau acum? Mai bine zis, cum se făcea odată zootehnie și cum se face acum? Cert este că acum cercetarea în agricultură, dragii mei, este indispensabilă celor care vor să obțină rezultate și performanță. Vom asculta părerile unor oameni de seamă care ne vor spune unde a ajuns astăzi inovația. Și vom merge mai departe până la posada, pentru că vom intra în lumea fantastică a trofeelor de vânătoare. Vom urmări împreună o expoziție cinegetică pe cinste. Așadar, putem începe, nu? În urma unei anchete structurale în agricultură, avem date noi de la statistică. Să le știm și noi. Domnule director, astăzi Institutul Național de Statistică a dat publicității ultima carte de vizită a agriculturii românești, dacă pot să spun așa. Este vorba de o anchetă structurală pe perioada 2002-2013. Ce vrea această anchetă și cu ce fonduri a fost finalizată? Da, vă răspund la întrebare. Deci, referitor la perioada care vă referiți dumneavoastră, vreau să fac precizarea. În 2002 a fost primul recensământ general agricol care s-a realizat după aproape 50 de ani, ultimul realizându-se în 1948. Au urmat 2 anchete structurale în 2005-2007, recensământul general agricol 2010 și această anchetă structurală 2013. De fapt, fac următoarea precizare. În cele mai multe state membre ale Uniunii Europene nu există noțiunea de recensământ. Recensământ, la recensământ se spun anchete structurale exhaustive și aceasta a fost o anchetă structurală realizată prin sondaj. Deci, între 2 recensăminte care se fac la 10 ani, sunt anchete structurale. Care este scopul acestor cercetări? Uniunea Europeană vrea să cunoască structura agriculturii din toate statele membre, adică câte exploatații sunt, mărimea medie a unei exploatații, ce se cultivă, ce animale, ce specii de animale deține fiecare stat membru al Uniunii Europene, dacă se fac irigații, dacă se face agricultură ecologică și așa mai departe. Deci nu, prin această cercetare, nu urmărim să avem date privind producțiile și randamentele la hectar. Pentru aceasta avem anual cercetări distincte, care au la bază, ca și aceste anchete structurale, regulamente ale Uniunii Europene. Și noi realizăm în totalitate, respectăm legislația Uniunii Europene și metodologia Eurostatului, în toate domeniile, inclusiv în agricultură. Și ce spune această anchetă în privința, de exemplu, a suprafețelor agricole cultivate în România și a efectivelor de animale? Cum stăm? Cu privire la suprafețele cultivate, noi deținem primele locuri, de exemplu, la suprafețele cultivate cu porumb, cu foarea soarelui, dar, din păcate, dacă ne referim la producții sau randamente, nu stăm așa de bine. Referitor la efectivele de animale, stăm bine la principalele efective de animale, e vorba de ovine, caprine, e vorba de porcine și de bovine. În primele 10 locuri din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.
Deci avem... Mai concret, puteți să ne dați câteva cifre, să spunem, referitor la suprafețele cultivate? Referitor la suprafețele cultivate, acum, la această oră, nu putem să ne comparăm cu statele membre, să, în mod să vă dăm niște cifre exacte, deoarece la mijlocul lunii decembrie, România și toate statele membre au trimis rezultatele la Eurostat, acum însoțite de un raport metodologic național. Eurostatul analizează aceste date și le pune la dispoziția tuturor statelor membre, adică le găsim în baza de date Neuchronos a Eurostatului și atunci putem să avem comparație. Sperăm că într-o lună de zile, dacă ne mai vizita, vă putem pune aceste date la dispoziție, în mod cu exactitate. Am înțeles din această cercetare că numărul de ferme deținute de fermieri care nu sunt persoane juridice a scăzut în raport cu cele care sunt persoane juridice, adică firme. Acesta e adevărat și acesta este un lucru pozitiv, în sensul că noi considerăm că o agricultură performantă se poate face atunci când există exploatații care au suprafețe mari. Deci cele cu suprafețe mici, adică fără personalitate juridică, au scăzut deoarece au avut loc mici comasări și a crescut suprafețele unităților cu personalitate juridică. Din păcate, acest fenomen considerăm că este cam lent. Și așa cum s-a spus, din păcate deținem cam o treime din numărul exploatațiilor la nivelul Uniunii Europene, ceea ce asta trageți dumneavoastră concluzia, ce fel de agricultură avem, apropo de a avea o agricultură performantă. O cifră m-a surprins, ca să spun așa, în această cercetare, și anume faptul că România deține peste 50% din grădinile familiale din Uniunea Europeană. Ce înseamnă acest lucru? Da, deține... Putem spune că suntem grădini europeni? Nu, putem spune că sunt exploatații agricole fără personalitate juridică, de tipul gospodăriilor, care nu deține decât o grădină familiară. O grădină familiară este acea suprafață până la 15 ani. Adică are o suprafață foarte mică pe care cultivă ceea ce îi trebuie. Pentru... De asemenea, pot să vă mai dau o altă informație. Nu o am... după ultimele date, dar referitor la exploatațiile acestea care au numai grădini familiare sau suprafețe foarte mici, peste grădini familiare, până la 5 hectare, așa sunt de fapt exploatații de subzistență și semisubzistență, care au o pondere foarte mare. Și în cadrul acestora, cele care au numai grădini familiare sunt foarte multe. Da. În privința efectivelor de fermier, numărului de fermier, ce ne puteți spune? Crește, scade? Mai precis, în privința lucrătorilor din agricultură. Cu privința lucrătorilor din agricultură a scăzut numărul. Acum, domnul, la prezentare, vi s-a prezentat cam indicatorul, ca să-i spunem așa, forța de muncă din agricultură, care este 1.300.000. Avem și numărul persoanelor în cele două volume care au desfășurat o activitate agricolă. Ce înseamnă? Numărul de persoanele care au lucrat de la o zi până la 245 de zile, o zi fiind de 8 ore. Și sunt vreo 6,5 milioane de persoane care au lucrat în agricultură, dar acest indicator nu reprezintă forța de muncă din agricultură, că o persoană a lucrat o zi, una, două zile, una, 10, una, 100. Deci nu este forța de muncă, am luat numărul de zile lucrate, repet, o zi, 8 ore, și am împărțit la 245, cât am socotit că ar fi normal, scăzând concediile, scăzând sărbătorile legale, weekendurile, și rezultă această cifră de 1,3 milioane de persoane, care acest indicator constituie forța de muncă din agricultură. Adică un timp de lucru complet de lucru. Și dintr-un birou de la Bruxelles, cum se vede agricultura României prin prisma cifrelor? Eu n-aș putea să vă spun acest lucru, noi furnizăm cifrele, Ministerul Agriculturii este cel care lucrează cu Bruxelles, adică cu Comisia, noi furnizăm cifre la Eurostat și asta este o treabă a Ministerului. Mă referam comparativ, știu și eu, statistic, suprafețe cultivate efective de animale raportat la o medie a Uniunii Europene. Cu privire la efective de animale, de exemplu, la media Uniunii stăm bine la principalele, așa, dar și cu privire la suprafețe, dar stăm mai
slab cu privire la producții și la randamente. Asta am mai spus-o. Așa cum a spus și colegul de la Ministerul Agriculturii, dacă avem să cultivă unele așa și pe terenuri în pantă, pe dealuri, nu numai în zonă de anumite culturi. Și randamentele normal că sunt mai mici. Și sunt mai mici și datorită faptului că sunt foarte multe exploatații foarte mici, care nu își permit să aibă o mecanizare corespunzătoare, irigații și tot ceea ce trebuie unei agriculturi. Și în final v-aș întreba cât a costat studiul și cine l-a finanțat? Studiul a costat, nu vă pot spune o cifră exactă și de ce, o să vedeți de ce, Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție 2 milioane de euro. Ne-a acordat la începutul efectuării acestei cercetări statistice, ne-a pus la dispoziție 1 milion de euro. Urmează acum să vedem cât din cel de-al doilea milion care ni s-a pus la dispoziție am cheltuit. În perioada aceasta, nu avem nimic de ascuns, în perioada 15 ianuarie, 15 februarie, avem un audit financiar. Și în funcție de rezultatele acestui audit financiar, România va mai încasa din cel de-al doilea milion atât cât a cheltuit. Deci, maximul ar fi 2 milioane, dar, așa cum s-a mai spus, nu o să fie 2 milioane, o să fie. Iar România a fost obligată ca toate statele membre să cofinanțeze 25%. Am să vă spun, dragii mei, acum o poveste care, dacă nu ar fi atât de tristă, cu siguranță ar fi foarte comică. Se spune că pe vremea tovarășului Nicolae Ceaușescu, când a făcut o vizită de lucru în județul Brașov, mai marii partidului au ordonat înlocuirea unei culturi întregi de cartofi, care aveau dimensiuni mai mici față de cartofii declarați de dumnealor atunci la centru. Bineînțeles, țăranii au scos cartofii mici, i-au înlocuit cu cartofi mari și frumoși, aduși, cine știe de unde, cu remorci, și iată, totul a fost foarte bine. Pe vremea aceea, țara Brașovului era țara cartofului și era și patria zootehniei. Să vedem astăzi oare ce se mai întâmplă acolo. Domnul Samuel Năcula, zootehnist cu ștate vechi în sectorul de creștere a animalelor. Haideți să facem o radiografie a sectorului, pentru că aveți informații și cunoștințe și din trecutul acestui sector al zootehniei, dar și acum. Ce perspective oferă acest sector în acest moment, dar cum era la momentul în care dumneavoastră ați pornit în această activitate? Deci această activitate am început-o acum vreo 27-30 de ani în urmă. Am terminat facultatea de la Institutul Agronom Nicolae Bălcescu, specializarea zootehnie. Eram tânăr, eram dornici de muncă și uite că am ajuns într-o zonă a Ardealului, aici la Hălchiu, în inima Brașovului sau în inima țării, cum se mai zice. Într-o zonă foarte cunoscută de creșterea animalelor, nu? Da, să știți că această zonă, zootenia pe vremea răposatului sau vremea mai dinainte, reprezenta 60-70% din ponderea agricolă a județului. Deci aici au fost aiuri, ceapeuri, carmangerii, ferme întregi de porci, de vaci, de, mai ales Iaseu Preșmăr, care aveau mii de capete de vaci de lapte. Erați inginer zootehnist, ați venit la o fermă de creștere a vacilor. Ce efectiv avea atunci ferma? Atunci, la vârsta aceea, conduceam un efectiv de 1000 de capete de animale, dintre care 400 matcă. Vă dați seama cum se desfășura o activitate pe vremea aia și cum se desfășoară acum. Atunci erau probleme cu personalul, erau fel și fel de oameni care nu erau pregătiți pentru acea muncă și era foarte greu. În cizme de cauciuc, de la 4 și jumătate până seara la 9, față de acum, cum au apărut modernizări de tractoare, utilaje, ferme care sunt pe un prototip mult mai mic decât atunci, deci și atunci pot să spun că era o megalomanie și în sectorul zootehnic. Acum, cât mai multe animale. Cât mai multe animale, dar
matca lăsa de dorit. Nu te lăsa să le tai, să le... Totuși trebuia matca mărită pe an ce trece. Pe ce rase se mergea? Aveam rasele românești. Bălțată, brună și metișii din acestea. Să știți, bune rase, dacă le dădeai și mâncare și tot ce depindeau de animalele respective. S-a schimbat optica, mergem acum pe rase mult mai specializate, rase de lapte, Holsteinul bine cunoscut. Da, este adevărat că și pe vremea lui Ceaușescu au fost animale aduse din alte țări, Holstein și aia, dar au apărut bolile care nu au fost tratate la timp și efectivul acela pur și simplu au dispărut imediat. Acum este adevărat, aducem animale și din Olanda, și din Austria, și din Germania, dar unele se aclimatizează, unele nu, la condițiile din zona noastră. Cu bune și cu rele. Da, este, este adevărat ce spuneți. Pentru că lipsa specialiștilor din zonă, lipsa ajutorului prin ANARS, lipsa direcțiilor agricole care acum nu mai se implică în sector, a dus și la o degenerare a efectivului matcă din țară și chiar din zona noastră. Au apărut cei drept animale cu producții foarte mari, au apărut metiși din rasele proprii mult mai rezistente, dar nu la cantitatea de lapte care o dorim noi. Deci, exact ce spuneți dumneavoastră, cu bune și cu rele. Da. Bine, pe lângă producții, care ar fi problemele acestui sector de creștere a animalelor, a vacilor în special? Probleme acum nu mai există, să zic, în privința furajului. A apărut cei drept porumbul siloz, au apărut utilaje sofisticate, totul se face exact ca în țările occidentale. Pe câtă vreme, problema, mai ales de când suntem în Uniunea Europeană, problema laptelui, distribuției laptelui. Au apărut lângă noi aici, chiar în comuna noastră, există o fermă de procesare a laptelui. Dar nu poți să dai 80 de bani. La 80 de bani... Acesta e prețul de achiziție. 80-90 de bani te costă produsele, furajele care animalul respectiv are nevoie să producă la laptele respectiv. Știu că viața v-a adus și în vest, ați ajuns în Germania, ați lucrat acolo la o fermă. Care ar fi, faceți așa o comparație între vest și România, cu ce ați venit de acolo și a putut fi aplicat aici? Vorbim de tehnologii. Perioada de acum 8 ani din Germania a apărut și în România. Singura treabă, exact ca dincolo, problema distribuției. Deci nu se poate să vii, să te scoli, ca omul respectiv să-și ia laptele, să-l ducă la un centru de colectare cu 80 de bani. Dumneavoastră, cum rezolvați problema laptelui? Problema laptelui, să știți, am început cu câțiva ani, cred că 6-7 ani în urmă, mi-am cumpărat primul dozator cu banii de câștigați prin vest, cu alte afaceri tot din agricultură, zootehnie, am ajuns să cumpăr un dozator de lapte. Să știți, când te gândești, este foarte mult, 10.000 de euro, sunt bani pentru un țăran. Cam în cât timp se amortizează? Dacă aveți piață de desfacere și calitatea laptelui este bună, într-un an, un an și jumătate... Apropo de asta, cu cât vindeți laptele? Cu 3 lei litru. Deci 3 lei față de 80 de bani. E o diferență uriașă. Gândiți-vă că dintr-un litru de lapte, procesatorul... Deci un litru de lapte la 3,5-4% îl face la 1,5, deci câștigă de 3 ori 3 litri. La un litru câștigă 3 litri de lapte procesat, iar prețul unui litru procesat ajunge la 4,50 lei.
faceți calculul cât câștigă un procesator față de un țăran. Am vorbit despre această problemă a valorificării laptelui. V-ați gândit la procesare? Ne-am gândit, dar să știți, este foarte greu. Ne trebuie bani, ne trebuie bani de investit și gândiți-vă... Poate că asocierea ar fi un avantaj dacă ați găsi soluția asta de a vă asocia la nivel local cu mai mulți crescători de animale. N-ați putea să vă faceți o fabricuță care să vă ajute să valorificați laptele la un preț mai bun? Da, la nivel local sunt mulți crescători de vaci de lapte care ar dori treaba aceasta. Chiar copiii aceștia, tineri aceștia care au accesat, au accesat pentru să-și facă o fermă puțin mai modernă. Dar în viitor, pe baza galurilor, pe baza fondurilor europene, care sperăm se vor accesa mult mai ușor în viitor, să se facă și o mică fabrică de procesare. Gândiți-vă că marea majoritate a brânzeturilor, și nimeni nu reclamă acest lucru, cașcavalurile alea frumoase, împachetate, cu ceruite, au 7% lapte. Gândiți-vă. Și restul ce este? Scuzați-mă. Așa să-i întrebați pe cei de la inspectori de la Protecția Consumatorului, inspectori de la Direcția Agricolă, care nu-și fac treaba. Pentru că dacă își făceau treaba, mai dispărea o parte din aceste produse sintetice. Ce vă doriți? Ce perspective oferă sectorul în acest moment? Deci, un ajutor important l-am avut din partea directorului de la Direcția Sanitar Veterinară, care a ajutat foarte mulți producători din zonă. Deci, a aplicat urechea la orice. Deci, că au fost probleme, vă dați seama, limba albastră, viței de export, viței... Cu ce vă ajuta concret? Deci, la dânsul nu stai la coadă, nu stai. Când te vede, te întreabă dacă vezi probleme sau dacă sunt probleme și inspectorii dânsului găsesc, să știți că imediat ne cheamă toți care au dozatoare, ne cheamă și întreabă de sănătate, cum se spune. Și ca să intrăm ori în legalitate, ori să remediem ce greșele s-au făcut. A fost problema aflatoxinei și toată lumea se speria de laptele de la dozatoare și închipuiau că este infestat cu aflatoxină. Cum demontați acest mit? Da, este exact aflatoxina. Nu a spus cei de care au depistat-o, nu au spus până la capăt că dacă trebuie să bei 50 de litri de lapte pe zi, o ceea să ce nu se întâmplă. Ceea ce nu se întâmplă, o să fii bolnav de nu știu ce boală. Da. Nu au întrebat dacă unul ar fuma 1000 de țigări pe zi. Deci și atunci marii procesatori au dat în micii producători ca să ne stopeze activitatea din dozatoare, din piața, de pe piața țărănească și în felul ăsta să poată să acapareze cât mai mult laptele de la țărani. În privința Ministerului Agriculturii sperăm că vor apleca urechea la toți, vor face în așa fel ca aceste proiecte să fie accesate și tot sectorul zootehnic agricol să se dezvolte. Pentru că este singura și singurul mod de a mai face bani în țara asta. Nu cred că acești copii să se ducă pe 8 milioane 800 de lei să fie buticar sau în alte zone care normal au un salariu mediu pe economie. Da. Sper așa să fie, cum spuneți dumneavoastră. Mulțumesc frumos și succes încă o dată. Importantă și cu rezultate de asemenea deosebite. Vă mulțumesc de asemenea că sunteți alături de noi. Aș începe cu domnul director Vasile Iosif. Domnul director, sunteți prezenți de ceva vreme în România. Cât de important este cercetarea
în agricultura românească și nu numai, dar vorbim de România acum, astfel încât agricultura românească să performeze. Cred că sunt în asentimentul tuturor celor care ne urmăresc că astăzi inovația, știința, cercetarea a făcut ca viața noastră să fie mai bună. Mai ușoară. Mai bună și mai ușoară. Din cauza asta, de exemplu, ne dorim o mașină mai performantă și mă refer aici și la produsele lui DuPont, care vin pe partea de automotiv, pentru că suntem prezenți inclusiv la Dacia, dar și la celelalte branduri cu produsele pe care noi le fabricăm. Deja am trecut de la partea de polimeri, deci de la partea de petrol, dacă doriți, la biopolimeri. Astăzi, cei care cultivă porumb trebuie să știe că interiorul mașinii pe care îl conduc, în cea mai mare parte, este făcut din amidon de porumb, este un biopolimer care se numește Sorona. Iată unde a ajuns cercetarea, până la urmă, să folosească din produsele din agricultură, obținute în agricultură, să fie folosite în multe, în multe domenii. Doamna Maria Cârja, vă întreb pe dumneavoastră acum, pentru că de asemenea reprezentați o firmă, așa cum spuneam mai devreme, de foarte multă vreme existentă firma ca atare în România, veniți aproape în fiecare an, dacă nu chiar în fiecare an, cu noutăți. Ca rezultat, evident, al cercetării și al relației dumneavoastră cu fermierii, pentru că bănuiesc că tot ceea ce se face, ce face cercetarea dumneavoastră, a firmei dumneavoastră și nu numai, este ca o consecință a solicitării fermierilor, a nevoilor lor de performanță. Până la urmă vorbeam și de prețuri. Prețurile nu le fac agricultorii, nu le faceți dumneavoastră, le face piața și atunci ca să reziste pe piață trebuie să aibă performanță. Cu ce veniți? Mai întâi de toate aș dori să vă spun că agricultura este ramura principală a economiei. Corect. Unde este nevoie, mai ales în această perioadă. Exact, unde avem nevoie de o cercetare agresivă, pentru că în agricultură este nevoie de rezultate rapide. Avem nevoie de produse care să demonstreze performanță într-o perioadă foarte scurtă. Deci avem nevoie în fiecare an de produse noi. De ce? Pentru că activăm într-o zonă unde producem hrană pentru semenii noștri. Numărul lor crește. Și în condiții întotdeauna și de la an la an mai dificile. Exact. Să spunem și acest lucru. Și activăm sub cerul liber. Deci este nevoie de produse care să facă față schimbărilor climatice. Lucru care în alte ramuri, în alte industrii, nu ne confruntăm cu așa ceva. La noi producția, rezultatele câmpurilor noastre depind foarte mult de schimbările climatice. De aceea este nevoie ca să răspundem acestor schimbări climatice într-un timp foarte scurt. Și atunci cercetarea agricolă s-a adaptat. Adică, cu alte cuvinte, să reușiți să țineți pasul cu schimbările climatice, cu exact. Tot ce se întâmplă în jurul nostru, exact. În mediu. Și tocmai acest lucru l-am reușit noi ca și companie, cercetarea Pioneer, să răspundă acestor schimbări climatice într-un termen scurt prin metode noi de cercetare, prin metode noi de ameliorare, folosind tehnică nouă de ameliorare, pentru că așa cum spuneam, prin metodele clasice de ameliorare obțineai un hibrid de porumb în 6-7 ani, acum acest lucru se poate obține în cursul unui an, folosind tehnică laser, folosind metodele noi de ameliorare. Și atunci am reușit să venim în cazul țării noastre, am răspuns schimbărilor climatice, mai ales acestor, să spun așa, secete care a apărut în ultimii ani cu hibrizi de porumb adaptați la secetă. Ceea ce putem spune că am revoluționat în câțiva ani cultura porumbului în România. Vedeți, toată lumea când aude de așa ceva, sau mulți dintre agricultori și nu numai, rezistenți la secetă, dar dacă este secetă atmosferică excesivă, însoțită de un deficit serios de apă în sol, cum poate să reziste viața? Aș putea spune poate prin ce caracteristică prezintă hibrizii despre care vorbiți să răspundă sau să reziste în asemenea condiții? Ce caracteristică prezintă? Poate că termenul rezistent este prea mult. Mai corect ar fi să folosim toleranță. Mai corect toleranță. Acești hibrizi reușesc să fie toleranți sau mai toleranți la aceste condiții noi apărute printr-o, să spunem așa, o altă arhitectură a plantei.
un sistem radicular mai dezvoltat. Începând cu sistemul radicular. Exact. Care poate să absoarbă apa existentă în sol în momentul respectiv. Spuneam de o arhitectură adecvată, îmbunătățită, vorbim de un unghi de inserție a frunzelor mult mai mic. Planta nu se mai lasă în voia, să spunem așa, soarelui. Se protejează singură și menține apa în organism. Nu, cred că au protejat-o cercetătorii prin ceea ce au făcut, au creat asemenea hibrizi astfel încât să prezinte aceste caracteristici despre care vorbiți și astfel să reziste la Mai mult de atât, cum spunea colegul nostru, ultimele observații făcute, planta renunță singură la un rând două de frunze și bazale, care nu o mai ajută, și își păstrează frunzele din partea superioară pentru a-și proteja și a-și asigura necesarul de apă deci și de hrană. Deci o altă caracteristică importantă a hibrizilor dumneavoastră. Da. Bun, aș trece acum la beneficiarii dumneavoastră înainte de a vorbi de valorificare, de vânzare, producere și așa mai departe, dar vă propun o scurtă pauză să urmărim un material. Cercetarea ar trebui să reprezinte un punct cheie al tuturor firmelor și mai ales al firmelor din domeniul agricol. Fără cercetare nimic în lume nu se realizează. În țara noastră cercetarea a fost lăsată deoparte. La coadă și cu alte domenii. Da. Deci situația este foarte gravă în toate domeniile. Vorbesc de cercetare în România, dar mai ales în agricultură. De altfel, este bine cunoscut că cei mai buni cercetători ai noștri lucrează în cercetare în marile companii internaționale. Conștientizează fermierii români nevoia cercetării, nevoia prezenței cercetării în domeniu? Fermierii români, o spun de fiecare dată când dau prilejul, dar din nefericire cei care ar trebui să audă, respectiv cei care guvernează, nu se implică suficient. Care sunt practic cerințele fermierilor, cerințele actuale ale fermierilor pentru o activitate și mai bună, să spunem? Potențial există, România are potențial agricol, dar totuși nu stăm așa de bine ca alte țări de la nivelul european. Desigur, nu putem spune că în România acum fermierii nu beneficiază de cultivare, respectiv hibrizi, soiuri, de diferite specii, de pesticide, de îngrășăminte, dar din nefericire, asta este durerea noastră, pentru că ele nu sunt produse în România sau sunt produse sub diferite branduri și ceea ce este și mai grav, faptul că ceea ce noi produceam, respectiv în condițiile pedoclimatice din diferite zone ale țării, astăzi suntem obligați să folosim câteodată neinformat suficient. Practic este nevoie și de informație mai multă pentru fermieri. Pe lângă produse, ați spus, ați atins bine, există produse pe fiecare gamă, de la hibriz la produse de protecție a plantelor, dar este nevoie și de informație și, practic, astfel de întâlniri sunt tocmai binevenite. Da, așa este. Aceste întâlniri, demonstrațiile care au loc în diferite unități agricole, trebuie să ne amintim de evenimentul din insula Marea Brăilei, de Ziua Porumbului de la Ciochina și alte evenimente unde noi avem foarte mult de învățat. Cât de mult vă interesează pe dumneavoastră fermierii aceste rezultate despre care iată și domnul Iosif și doamna Maria Cârjă vorbea? Cât de mult solicitați de la cercetare astfel încât să performați și să rezistați pieții, dacă vreți, în felul acesta să puteți perpetua în activitatea dumneavoastră, dacă mă pot exprima așa. Da, suntem foarte interesați în contextul actual al globalizării. Așa cum spuneați și dumneavoastră, producțiile pe care noi le obținem în România sunt mult inferioare nivelului țărilor dezvoltate, către care tindem și noi.
Deoarece piața cerealelor este o piață unică. Știți foarte bine că suntem în concurență directă, nu există nicio limită impusă de nimeni și piața este liberă. Va trebui să atingem performanța, pentru că dacă nu atingem performanța cea mai înaltă, atunci ne auto-excludem singuri de pe piață. Adică cu același nivel de cheltuieli, cu aceleași costuri, să puteți obține producții mai mari. Da, cu același... Și cantitativ și calitativ, până la urmă. Exact. De aceea suntem foarte interesați de apariția acestor hibrizi. Din câte bine știți și dumneavoastră, România este o țară care este lovită de secetă odată la 3-4 ani. Gândiți-vă ce înseamnă pentru noi o investiție și într-un an de secetă să pierdem banii. Înseamnă că în al doilea an nu ne mai putem relua ciclul de producție și vom intra în faliment. Domnul Bobonete, sunteți iarăși un alt beneficiar al ceea ce fac firmele, cercetarea, în mod deosebit, pentru fermieri. Cum apreciați rezultatele? Credeți, vă pun aceeași întrebare, credeți că mai există rezerve în acest sens în ceea ce privește cercetarea, în obținerea de hibrizi, soiuri din ce în ce mai performante, mai rezistente, mai tolerante, hai să nu spunem rezistente, cum spunea doamna director, tolerante, mai tolerante decât sunt acum la secetă? Absolut. Cu asta, un aspect cu care România se confruntă serios. Absolut, eu cred că optimismul nu trebuie să dispară niciodată și cercetarea tot timpul are metode de a găsi alte căi. De totdeauna resurse pentru mai mult. Resurse pentru și mai bine. Noi la Corabia am început să cultivăm terenurile de vreo 10 ani. Am început și cu sfeclă, dar păcat, acum e un subiect închis și am rămas numai pe culturi. Grâu, porumb, floarea soarelui. Ați fost zilele trecute, ați participat la o prezentare a rezultatelor cercetării, până la urmă, așa pot spune, nu doar prezentare de produse, pentru că până la urmă este rezultatul a ceea ce face cercetarea, ce creează cercetarea. Deci ați participat la o dezbatere de acest gen la Brașov. De ce v-ați dus acolo? De ce ați nu să participați la asemenea dezbatere? La simpozionele prezentate de firma DuPont Pioneer, an de an participăm, fie la simpozionele pe care le prezintă în sală și la câmpurile experimentale. Pentru că an de an vin cu cercetarea dânșilor, vin cu noi hibrizi, vin cu tehnologii noi. Dacă v-am spus că în urmă cu 10 ani cultivam alți hibrizi la porumb și la floarea soarelui, astăzi au venit cu hibrizi noi. Și să înțeleg că nu reprezentanții ca atare v-au convins și rezultatele din câmp ale hibrizilor și soarelor respective. Munca dânșilor de cercetare se vede la noi. Noi suntem cei care punem în practică cercetarea dânșilor. Dar aveți întotdeauna încredere în ceea ce vă spun reprezentanții firmelor respective? Faceți mai întâi o, în afară de câmpurile experimentare de care vorbiți, în propria exploatație. Exact. Testați acest hibriz. La noi, în fermă, testăm acest hibriz. Vin dânșii, facem câmpurile experimentale la noi și atunci noi ne alegem hibridul care se comportă în microzona cel mai bine în microzona noastră. Da. Și de asta venim an de an ca să vedem cu ce noutăți vin și sper că vor veni în continuare cu noutăți. Eu sunt convins. Apropo, domnul Jean Ionescu, cât de receptivi sunt fermierii la ceea ce le oferiți dumneavoastră? Singurul lucru pentru care noi încurajăm fermierul este să investească în tehnologie, pentru că dacă, cel puțin în experiența mea în agricultură, nu am văzut niciodată fermier care a realizat producții mari și a dat faliment. Am văzut fermieri care nu au realizat producții mari și, din păcate, au pierdut afacerea. Dar vedeți, mai apar și puncte de vedere de acest gen și, dom'le, dacă se fac ce multă producție multă, scad prețurile. Deci dacă e producție deosebită, aici, scad prețurile. Banu, poate că e mai bine și să nu facem multă producție, facem producții mai mici. Da, aici spuneați și dumneavoastră la începutul emisiunii, treaba e destul de simplă. România e departe de așteptările mondiale din punct de vedere productiv și vă dau exemplu. Sigur. Porumbul, pe cele 2.530.000 de hectare, România a realizat doar, după un an foarte bun agricol 2011, 4.250 de kilograme la hectar. Suntem practic pe ultimul loc în Europa, următoarea țară are cam 50% nivel peste noi și în contextul în care la porumb avem încă 700-800 de mii de hectare cu așa zisa sămânță din pătul,
cu certitudine nu putem să performăm național bine. Doamna Maria Cârjă, dumneavoastră, firma Pioneer, cheltuiți foarte mult cu cercetarea pentru obținerea hibrizilor performanți de care pomeneați mai devreme. Sămânța, marea majoritate a fermierilor, spun marea majoritate, dar nu toți, pentru că parte din ei înțeleg fenomenul, spun, dumneavoastră, e foarte scumpă sămânța. De ce? Sămânța nu este foarte scumpă. Să obții un produs performant este scump și orice investiție trebuie recuperată într-o anumită perioadă. Eu v-aș fi mă întrebat, nu știu dacă în momentul ăsta sunteți pregătiți, care v-a pregătit să spuneți, care este ponderea cheltuielilor în costul seminței, cheltuielile cu cercetare. Eu, după opinia mea, din cunoștințele, vagile mele cunoștințe vis-a-vis de acest lucru, cred că depășește 50-55%. Domnul... Într-adevăr, cheltuielile cu cercetarea, dacă vă referiți la noua generație de produse la ora actuală... Păi vorbeam de prețurile la această ultimă generație de produse. Ajung undeva la 73% costurile cu cercetarea. Iată, mai mult decât făcusem eu un sumar calcul. Nu vă ascund și vreau să vă spun câteva lucruri ca să realizez astfel de hibriz. Vă dau exemplu, gama Optimum Aquamax. Ai nevoie de populații locale pe care le culegi, realizezi sintetici prin metode de ameliorare foarte performante de care Maria a amintit, respectiv Embryo Transfer, Accelerate Yield Technology, sunt ultimele metode sau metodele de top în ameliorare, iar din moment ce ai 102, peste 102 centre de cercetare în lume în care colectezi germoplasmă să realizezi produse din ce în ce mai performante, este foarte simplu. Costurile cu cercetarea sunt uriașe. Din această cauză, problema și noi ce căutăm să explicăm tuturor este că ne adresăm unui fermier care vrem să facă, să realizeze performanță. Din păcate, ce spunea domnul Vasile Iosif mai devreme, eu nu pot să-i asigur irigatul. Eu sunt doar o parte importantă din tehnologie. Pentru că vă dau exemplu pe domnul Costel Iancu. Apa, care este cel mai important factor în corect. Vă dau exemplu tehnologie. De față, domnul Costel Iancu poate să facă o confirmare despre nivelul producțiilor realizat sub irigație. Mai precis, undeva la 17 tone de boabe, porumb boabe pe hectar. Adică în sistem irigat. În sistem irigat, cu certitudine. Vă repet, ținta noastră este să realizăm producții mari cu ajutorul unor fermieri foarte performanți tehnologic. Ori obținerea unor asemenea hibrizi pentru asemenea niveluri de producție costă. Corect. Și evident că acești bani trebuie recuperați, altfel nu aveți posibilitatea să vă continuați activitatea de cercetare, de producție și așa mai departe. Eu aș vrea să vă spun că astăzi un pesticid sau un produs de protecție a plantelor, noi am prezentat astăzi trei. Un produs costă în medie 220 de milioane de dolari ca să-l dezvolți. Deci din faza de cercetare până astăzi când dumneavoastră l-ați văzut lansat. Sunt foarte multe voci care în momentul în care trebuie să cheltuiască bani pe sămânță de calitate, pe pesticide, pe îngrășăminte, încep să-și facă calcule și să spună, domnule, este prea scump. Eu vreau ca să vă spun că nu este niciun fermier în lumea asta, indiferent cât de bogat este, să fie nebun, să investească și să piardă bani. Iată așadar cât de important este să avem și să funcționeze cercetarea, indiferent dacă este în sistem de stat sau în sistem privat. Și se pare că, cel puțin în ultima perioadă, sistemul cercetarea din sistem privat a completat un gol extraordinar de mare creat după anii 90. Doamnă, domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați participat la această dezbatere. Cu siguranță ne vom mai întâlni și vom mai aborda subiecte, pentru că e greu să cuprinzi în câteva minute toate problemele cu care se confruntă fermierii, cu ceea ce își doresc fermierii, să putem răspunde tuturor la doleanțelor lor. Mulțumesc foarte mult!
bătrânit, că-n 60 de ani și 6 n-o stat o vară pe acasă. Că-n 60 de ani și 6 n-o stat o vară pe acasă. Noastre să ne dezvoltăm. Impulsionați de nevoia primară a omului de a se hrăni și inspirați de nenumăratele posibilități oferite de pământ. De aici a început totul. Adama. Rosmarinus officinalis. Asta este denumirea acestei plante aici la Grădina Botanică. Dar noi acasă îi spunem simplu, rosmarin. Este o plantă aromată, dar și o plantă medicinală. Dragii mei, știați că în România astăzi sunt 3600 de plante, dintre care 800 plante medicinale? Este o sumă frumușică, zic eu, nu? Și este foarte bine că ne gândim la lucrul acesta tocmai acum, pentru că peste câteva zile, luni, poate, da? O să înceapă
sezonul plantelor medicinale. Și noi ne-am întrebat, ar trebui să știm mai multe lucruri, trebuie să le folosim și am apelat la un specialist, adică domnul doctor în farmacie și specialistul nostru în fitoterapie, domnul academician Ovidiu Bojor, care ne va spune ce plante ar trebui să fie mai aproape de sufletul nostru ca să ne fie și nouă mai bine. Domnul Bojor, avem în canalele media o mulțime de surse de informare despre tot felul de subiecte. Se vorbește însă foarte puțin despre flora medicinală a României. Care este starea ei actuală? Ce ne puteți spune despre acest sector? Flora medicinală a României face parte din zona climatică în care este situată țara noastră. Eu consider că suntem o țară central europeană, nu estic, nu balcanică, deoarece am calculat coordonatele geografice de la Brașov la Polul Nord, 2500 de kilometri, de la Brașov la Ural, 2500, de la Brașov la Atlantic, 2500 și tot din centrul țării până la tropicul Capricornului, 2500 de kilometri. Deci suntem țară centrală europeană. Și, din fericire, avem aproape toate formele de relief posibile, de la mare până în zona alpină. Avem condiții climatice repartizate foarte bine în cele patru anotimpuri. Avem plante mediteraneene chiar adaptate în sudul țării și avem plante arctice care le găsim în Siberia sau în țările nordice la peste 2000 de metri altitudine în Carpați și Munții Apuseni. Flora noastră cuprinde 3600 de specii de plante superioare, dintre care am selectat 800 de plante medicinale cu acțiune terapeutică folosite atât în medicina noastră tradițională, cât și în medicina științifică. Noi am avut un sistem foarte bine organizat și cunoșteam potențialul economic dintr-o lucrare la care am participat și eu 25 de ani, cartarea economică și ecologică a florei medicinale spontane în țara noastră. Iar aprecierile noastre au servit bază exploatării plantelor medicinale din flora spontană. Pe lângă flora spontană am avut 40.000 de hectare culturi de plante medicinale. În prezent, dacă avem 4-5.000 de hectare. În ceea ce privește flora spontană, este o bază de materie primă pentru industria fitoterapeutică, dar nu trebuie să ne bazăm numai pe flora spontană. De altfel, prevederile în viitor în Uniunea Europeană sunt să folosim cât mai multe plante cultivate de mare valoare terapeutică, fiind relația aceasta între substanța activă, conținută în substanța activă și efectele terapeutice ale plantei. Fiindcă în flora spontană există și unele dezavantaje. Este chemodiversitatea. Sunt plante din aceeași familie, același gen, chiar și aceeași specie, care au conținut foarte ridicat în substanțe active, iar altele, aceeași specie, n-au absolut deloc. Am foarte multe exemple în acest domeniu. Viitorul este ameliorarea a selecției plantelor cu conținut ridicat și culturi biologice, fără îngrășăminte chimice, fără pesticide, fără fungicide, fără absolut nicio substanță dăunătoare organismului omenesc. Totuși, un pericol iminent și foarte real este cel al poluării, cauzat de expansiunea mediului urban. Cât de pură este flora spontană în momentul de față? Din fericire, e ceva mai pură decât acum 30 de ani.
când industria... Da, e un paradox. Industria siderurgică, exploatările de carbon și așa mai departe, poluau atmosfera, fabricile de ciment neprotejate poluau atmosfera. După 89, toate aceste unități industriale s-au diminuat foarte mult, dar totuși există un pericol foarte mare. Aici vreau să fac o definiție foarte clară. Putem avea produse ecologice și biologice. Bios și eco. Eco înseamnă ca factorul poluant, șosele de mare circulație, o unitate industrială poluantă să fie cel puțin la 20 de kilometri departare de locurile unde se cultivă sau există flora spontană. Iar bio se referă la sol, să nu fie cu îngrășăminte artificiale și la metodele de combatere a dăunătorilor. Acestea sunt condiții bio. V-ați ocupat de cartografierea florei spontane. Florei spontane. Puteți să nominalizați câteva dintre regiunile cele mai bogate în flori spontană? Da. În primul rând este lanțul carpatic. În special în vânațe, nu în pășuni. În pășuni nu sunt curate, fiindcă în pășuni vin animalele, pășunează. Dar în vânațe e o floră medicinală aproape pură, care se cosesc când ajung la terminul respectiv, când încep primele graminei să fructifice, atunci se cosesc. Și acolo găsim, într-adevăr, plante foarte curate și foarte bune. Mai sunt și în delta Dunării, în câteva zone, unde iarăși factorul industrial nici nu există. Și în lungile râurilor, din nord și din Munții Apuseni, dar și din zona Făgărașului, din zona Retezatului, Piatra Craiului, în Ceahlău, unde există la Piatra Neamț o unitate de plantă orel cu vechi tradiții de prelucrare a plantelor. Dar, în general, tendința este să introducem în culturi protejate, ferite, de factorii poluanți aceste plante. Și care sunt șansele reale să realizăm acest lucru? Ce potențial economic poate oferi o astfel de perspectivă? Da, în patronatul nostru sunt foarte multe unități, patronatul Planta Romanica se numește, care întrunește principalii producători de atât de produse fitoterapeutice, cât și suplimente nutriționale. Multe unități recoltează din flora spontană, cele din nord, cum este la Baia Mare, din Munții Oaș, Guptin, Țibleș, Liman, Rodnei, unde încă flora este curată foarte bine, iar altele și-au făcut culturi proprii de plante medicinale protejate, unele chiar în serie, care iarăși sunt bază de materie primă de foarte bună calitate. Deci avem această preocupare și în țara noastră și tendința este să producem cât mai multe. De fapt, avem comisii foarte bine reglementate și care lucrează de 2-3 ani de zile, Comisia Medicamentului din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care ne întâlnim în fiecare lună. Avem comitetul pe produs aliniat la toate cerințele UE, fiindcă suntem în Uniunea Europeană, nu putem singur să inventăm condiții de calitate. Deci, sigur. Ca și în cazul celorlalte resurse naturale, și flora spontană are o limită. Există o exploatare rațională în momentul de față a florii spontane? Nu prea. Nu prea există, fiindcă nu există organizare în acest domeniu. Organizarea era foarte bună. Erau centre de recoltare. Acum oricine vine cu camioane frigorifice și încarcă fructe de pădure din țara noastră, fără
nicio reglementare, fără nicio autorizare, nu mai vorbește ciuperci, în special de hribi. Și în câțiva zeci de ani nu vom mai avea deloc. Aceste, cum sunt hribii, de exemplu, nu se pot cultiva ca șampinioanele sau ca pleurotus în culturi artificiale. Și nu există reglementare. Și mai trist decât atât, există anumite unități care trimit plante medicinale din țara noastră, nu nominalizez, nu vreau să defăimez pe nimeni, în țări din Occident, acolo le selectează puțin, le ambalează și se întorc cu prețul de 10 ori mai mare din flora noastră spontană. Acest lucru îl voi seziza și la protecția consumatorilor să nu se mai întâmple pe viitor. Ca președinte a patronatului Planta Romanica. Spuneți că nu există o reglementare care să protejeze cumva flora spontană. În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să stipuleze o astfel de reglementare? În primul rând, să înființăm, să reînființăm, să revitalizăm rezervațiile naturale, parcurile naționale, în care a început în anumite zone ale țării să taie și pădurile. E posibil acest lucru? Ne trebuie o legislație foarte severă în acest domeniu de protecție, arii protejate, unde și peste 100 de ani să găsim aceleași specii, aceeași floare. Deci depinde foarte mult și de comisia din cadrul Academiei Române, dar depinde și de autoritățile locale care au în gospodărire zonele respective. Sunt foarte multe de discutat pe acest subiect, nu putem epuiza dintr-o dată toate ideile. Promitem să revenim asupra acestor teme foarte importante legate de flora medicinală și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumim că ne-ați răspuns la aceste întrebări preliminare. Preliminare, să spunem, da. Vă mulțumesc. Mulțumim. Căpriorii, urșii, cerbii, lopătari sau carpatini și-au găsit loc de odihnă sub forma unor colecții de vânătoare la Muzeul Cinegetic de la Posada. Acolo, muzeul este ca un adevărat sanctuar unde vom găsi și unde veți vedea imediat trofee valoroase. Cel mai important este trofeul Caprei Negre, care din anul 1934 deține recordul mondial. Să le vedem și pe celelalte exponate. Să rămână, doamna director. Bună ziua, bine ați venit la Muzeul Cinegetic Posada. Bine v-am găsit. Chiar vă întrebam, vreau să vă întreb, să încep cu asta, de fapt, ce se află aici? Păi, Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada are o minunată colecție de trofee de vânătoare. Numai? Numai. Da, pentru că e specific așa ceva. Da, spus, e specific. A spus Muzeul Cinegetic al Carpaților. Mai există un astfel de muzeu care să reprezinte alte zone ale României? Nu, la noi în țară nu. Mai există ceva expoziții, dar... Efectiv, ce aveți aici? Păi avem trofee de căprior, trofee de urs, trofee de cerb, lopătar, carpatin... toate speciile cinegetice de la noi din țară. Tot ce este faună în Carpații noștri și în pădurile, în pădurile României. Am fi vrut și vrem să vizităm muzeul. Sigur că da. Pentru aceasta o să vă însoțească doamna ghid. Poate să fii și dumneavoastră în preajma noastră, eu, nu? Bineînțeles, care o să vă dea toate explicațiile și... mai mult despre fiecare. Dar până atunci, spuneți-mi, muzeul este vizitat de cei care interesează zona aceasta de fauna pădurilor României? Da, să știți că din ce în ce... Mai mulți. Da, mai mulți cetățenii sunt interesați. Români, sunt străini? Și români și străini. Avem din... Probabil cei care își intenționează să vâneze în România și să vadă cam ce faună, de ce faună dispune țara noastră, da, ca să știe pe ce se orientează atunci când vine la o vânătoare. Da, avem și, da, și curioși. Vânători și foarte mulți curioși și am văzut că deja foarte mulți oameni care vor să își îmbunătățească cunoștințele despre vânătoare, despre... Copiii vin? Foarte mulți copii avem.
În cadrul organizat, școlile exact. Organizează vizite la acest muzeu. Da, e foarte bine că conducem copiii către această zonă și, de ce nu, pentru protecția faunei și, de ce nu, și a florei, nu? Da. Păi, să pornim. Eu am să dau legătura colegii mele, Larisa Șofră, care va însoți însoțitorul dumneavoastră sau muzeograful dumneavoastră de aici și sigur ne veți însoți și noastră pe parcurs să vedem cât mai multe lucruri. Da, vă invit și... Să mergem. Mulțumesc, domnule Banu, doamna muzeograf. Propun să începem incursiunea într-un muzeu special și să ne spuneți toate noutățile și toate lucrurile pe care un român trebuie să le știe despre exponatele pe care le aveți dumneavoastră. Haideți să mergem. Poftiți, vă rog. Suntem în prima cameră. Da, bine ați venit la muzeul nostru cinegetic. O să începem cu... Capra neagră. Un exponat rar și de mândrie pentru România. De mândrie, nu rar, pentru că în România avem peste 6.000 de exemplare și cea mai viguroasă specie de capră neagră, rupicapra carpatica. Pe perete trofeele de capră neagră. Haideți să mergem mai aproape. Da. Care este cel mai vechi trofeu pe care l-ar aveți aici? Toate trofeele sunt din perioada lui Ceaușescu. Deci înainte de anii 90. Da, dar țara noastră deține recordul mondial pentru trofeul de capră neagră recoltat în 1934 în Munții Făgăraș. A primit 141,10 puncte CIC. CIC este Comisia Internațională de Cinegetică. Specialiștii care măsoară trofeul. Ce o recunoștință la nivel internațional. Se fac măsurătorile și concursurile naționale, europene și apoi mondiale. Sunt specialiști în cinegetică care măsoară grosimea coarnelor, înălțimea, curbura lor, distanța dintre coarne cât mai mare. Deci trebuie să fie anumite criterii? Sigur, la fiecare specie diferă criteriul de medaliere. În funcție de aceste criterii, ele primesc punctajul și le departajează pe medalii. Care este cel mai valoros trofeu? Din muzeu, 119,85, pe rândul din mijloc, recoltat în Cumpăna Argeș în 1983. Recordul mondial de care vă povesteam nu este la noi în muzeu, este la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor. La vremea respectivă nu exista Rom Silva. Haideți să mergem mai departe în următoarea sală, să vedem ce ne-ați... O să vedem o blană de zimbru. Pe zimbru l-am avut în țara noastră, în libertate, au dispărut, l-am introdus din Polonia. Îi avem acum în rezervații, la Hațeg, în Neamț, la Bucșani, în Dâmbovița, la Vama Buzăului. Într-adevăr, sunt câteva rezervații naturale în țară importante, unde se mai pot vedea astfel. Sigur că da. Exemplare. Ce este important, că s-au înmulțit în crescătorii, s-au născut puișori. Toți puișorii de zimbru născuți în țara noastră au nume cu rode la România. Un pui foarte interesant, foarte interesant. Da. Un pui cântărește la naștere 35 de kilograme, femeia la 600, masculul depășește 900. Este specie protejată, nu se vânează niciodată. Sperăm să se mulțească. Mergem la căprior. Un număr interesant. Capreolus, denumirea științifică. Foarte răspândit la noi în țară. Ce este interesant, numai masculul poartă coarnele, femeia nu. Lui îi cad cornițele în fiecare an în pădure, în noiembrie, decembrie. În 130 de zile cresc alte cornițe la loc. Când, și aici la fel văd mai La peste 130 de puncte este medalia de aur, cel mai valoros trofeu din colecția noastră, pe rândul de sus. Cel din mijloc De la Reșca din 1980, 147,83 de puncte. Așa, și în partea dreaptă? Și în partea dreaptă avem regele pădurilor noastre, Cerbul. Cerbus e lapus. Impresionant, trebuie să recunosc. Este regele, ne reprezintă țara din punct de vedere cinegetic. Sunt cu foarte multe ramuri. Da. Avem în libertate peste 35.000 de cerbi,
toate trofeele expuse au medalia de aur, au peste 210 puncte. O să aflați ceva foarte interesant, pentru că cerbilor le cad coarnele în pădure, în fiecare an, februarie-martie, de tot. Tot în 130 de zile coarnele acestea au crescut la loc. Au o viteză de creștere de 1 centimetru pe zi. Trăiesc 20 de ani, le cad coarnele până mor. Ramurile nu se mulțesc decât până la 13 ani. După aceea merg în regres. De aceea cea mai optimă vârstă pentru trofeu, între 9 și 13 ani. Atunci este el la valoarea maximă. Haideți să vă arăt recordul național, avem unul mai mare, acesta are 244,52. Recordul național, cel mai mare din țară, acesta, recoltat, ramificațiile sus, recoltat în anul 2003 la Fâncel, în Mureș. Cum vă spuneam de criteriile de medaliere, fiecare ramură a cerbului are o denumire aparte. Ramura ochiului, ramura de gheață, ramura mijlocie, ramura lupului și coroana. Toate aceste ramuri se măsoară, se clasifică în funcție de toate criteriile și primesc punctajul. De asemenea, poartă coarne numai masculul, femeia nu. Nu. Cerbaica sau ciuta, de acolo vine și numele, da, da, ciuta, pentru că nu are coarne. Aici văd amenajat un spațiu foarte frumos. Sigur, am încercat să amenajăm, da, exact ca în cadrul lor natural. Așa arată cerbul în mărime naturală, depășește 300 de kilograme. Este impresionant, trebuie da, să recunoaștem. Foarte frumos. Și bineînțeles, lângă cerb, lupul. Nu putea să lipsească? Nu putea. Știți proverbul, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Aceștia sunt la culoarea de iarnă. România are cei mai mulți lupi din Europa, dublul necesarului. Peste 4.000 de exemplare în libertate, vânătoarea la toate speciile este controlată. Se menține un echilibru pradă-prădător la toate speciile. El are un rol foarte important în pădure, menține echilibrul pradă-prădător, sanitarii pădurilor. Deci nu, doar un, prădător. Exact. Face și bine, dacă atacă cervidele, le atacă pe cele cu defecte, pe cele cu malformații, rămâne în pădure cine este viguros și puternic. Așa este. Văd mai departe un alt cadru. Un alt cadru la cerbul lopătar. Dama Dama este specie alohtonă, l-am introdus în România în anul 1904, dar s-au adaptat în libertate. Pe partea de vest a României, Socodora, Rad, s-au recoltat cele mai valoroase trofee. Și el își pierde coarnele în pădure în fiecare an, în aprilie. Nu, în aprilie, sigur că da. Tot în 130 de zile cresc coarnele la loc. Deci practic același proces. Da, dar la toate cervidele, când le cresc coarnele noi, le cresc protejate de o pieliță protectoare pentru 130 de zile. Sub acea pieliță, o întreagă rețea de vase de sânge aduc un aport de calciu la fixarea cornițelor propriu-zise. Apoi, prin frecare de copaci, cade și rămân cum le vedeți aici. Și avem aici și trofeele. Trofeele medaliate cu aur. La peste 180 de puncte se acordă medalia de aur la cerbul lopătar, cel mai valoros al doilea de sus, de la Socodora Rad. Deci acesta de aici, da. Da, 199,48 de puncte. Cel mai important criteriu, lățimea lopeților, apoi ramificații, culoare, perlaj, de asemenea plus greutatea împreună cu craniul. Pe partea alăturată, muflonul. Ovisaries musimum, și pe el l-am introdus în România. El este original din Tibet. Noi l-am adus din Corsica și Sardinia. Nu s-au adaptat în libertate, dar avem rezervații în Dobrogea la Negureni, în Charlotta la Timiș. La muflon și la capră neagră nu se schimbă coarnele, nu cad niciodată, cresc continuu. Specialiștii măsoară grosimea coarnelor, curbura, distanța de la maxilar la coarne cât mai mare. Toate criteriile cumulate la un loc. Acesta este recordul național.
Văd că este și cel mai lung. Cel mai curbat. Da. Sunt anomalii genetice în lumea animalelor, defecte ale coarnelor, malformații, dar se numesc deselecție și acelea vor fi recoltate prima dată să nu se mai chinuie atât de mult. Vârsta la muflon și la capră neagră se află după inelele de pe coarne, dar nu fiecare inel reprezintă un an. În primul an cresc de la 5 la 8 inele, în al doilea an 4. Odată ce vârsta înaintează, inelele scad. Cervidele trăiesc în jur de 20-22 de ani. Ca de fiecare dată, nici nu vine să cred că s-a terminat emisiunea. Aș mai fi avut atât de multe subiecte pe care aș fi vrut să vi le arăt, dar cu siguranță le voi păstra pentru săptămâna viitoare, când le voi acorda prioritate. Dragii mei, aș vrea să aveți o săptămână frumoasă, să vă bucurați de viață, să fiți sănătoși și să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta, oriunde ne-am aflat. Toate cele bune!